Hei, hei, hei! Bine venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Larisa și astăzi facem un unboxing la o geantă pe care mi-am dorit-o. Dacă ai văzut videoul precedent, cred că l-am postat acum, au trecut aproape 3 luni de zile de când l-am postat, în care îmi comandasem o geantă și aproape am început să plâng din cauza agenții, pentru că am comandat-o de la Selfridges și mi-au trimis-o fără dust bag și fără uh, curea. Era doar geanta, așa, precum un claci. Și a fost o întreagă peripeție. În viața mea nu am avut probleme atât de mari cu serviciul cu clienții, ca și cu cei de la Selfridges. Și i-am sunat, le-am spus că, hei, mi-ați trimis geanta incompletă, aș vrea să o returnez. A doua zi mi-au trimis imediat uh, uh, un... Uh, o etichetă cu AVB-ul pentru DHL și să o returneze. A doua zi, cei de la DHL au venit și au luat geanta. Um, pe urmă, la vreo 10 zile distanță, eu deja eram plecată în Hong Kong, am primit, am primit mail și mesaje cum că cei de la DHL încearcă să-mi livreze un pachet. Și mi-am dat seama că este geanta de la Selfridges. Și am pus-o... Am pus-o pe oprire, că sunt în vacanță, on hold, și am primit-o când am venit înapoi. I-am sunat din nou pe cei de la Selfridges și mi-au spus că problema era că uh, i-a contactat pe cei de la DHL, dar nu știu ce uh, acte au nevoie ca geanta să plece de pe teritoriul Statelor Unite. Până la urmă i-am contactat eu pe cei de la DHL și mi-au spus doar că pe uh, uh, eticheta de retur trebuie să spună că e, retur de... da, e un retur de... Um, un obiect pe care l-am cumpărat și am scris asta pe etichetă, au scris cei de la Selfridges mi-au trimis eticheta și am trimis din nou geanta geanta s-a întors din nou la mine pentru că de fapt era nevoie de un uh, un număr cum era? nu mai știu cum îi spune uh, EIN E-I-N, așa se numește codul respectiv pentru retururi uh, internaționale sau cel puțin pentru cele din Statele Unite I-am sunat pe cei de la Selfridges timp de două săptămâni, aproape zilnic. Am început să la momentul respectiv să înregistrez deja convorbirile pentru că mi se părea că nu vor să returnez geanta. Era genul de, da, 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 îți trimit mail în seara asta, în 24 de ore primești mail cu toate detaliile și așa mai departe. Și nu primea mailul și a doua zi din nou îi sunam, hei, nu am primit mailul, poți să-mi trimiți, te rog, am nevoie de asta și asta. Până la urmă am dat de o doamnă care probabil știa ce face și mi-a dat numărul respectiv și mi-a trimis um, hârtile de care aveam nevoie. Bineînțeles că pe hârtile pe care le-am pus în colet nu au scris acel număr, dar ca norocul deja cei de la DHL mă știau, cei din Ohio, um, cred că de acolo pleacă coletele spre Europa, m-au sunat, m-au trimis mail și mi-au zis, hei, încă nu avem numărul respectiv și le-am dat numărul pentru că mi-l spuseser prin telefon cei de la Selfridges. Și, într-un final, după mai bine de două luni de zile, geanta a ajuns la ei. Ca pe urmă, după ce geanta a ajuns la ei, să primesc mail de la ei să spună că nu poate să fie returnată. <laughs> și zic, de ce? I-am sunat. Și zice, dacă cei de la depozit nu știu că tu ai încercat deja de două luni de zile să returnezi acest obiect, și din cauza asta nu vor să-l accepte și zic, poți să-i contactezi tu să le spui și tipul de acolo, deci râdea la telefon, da, nu-ți fac probleme și zic, tu înțelegi că eu deja am probleme crezând că tu o să-mi trimiți geanta înapoi, că o să-mi trimită de la, de la uh, depozit, poți te rog să-i contactezi imediat. Și i-a contactat și într-un final am primit banii înapoi. Deci toată treaba cred că a durat 3 luni de zile. Și vorbeam și cu alte prietene și știau că da, au și locuit în Anglia și serviciul cu clienții nu e extraordinar. În tot acest timp, 3 luni de zile în care eu am sunat, cel puțin odată la 2-3 zile am sunat, a, foarte multe mail am sunat și pe DHL și am pierdut extraordinar de mult timp. Am investit în asta să nu spun că odată am început să plâng la telefon cu ei pentru că eram deja disperată. Dăm informația de care am nevoie, și tot timpul primeam același răspuns. Cred că am avut câteva săptămâni în care îmi primeam același răspuns și spunea: Da, o să trimite mail în 24 de ore, deci în fiecare zi. Și eram și răcită, și bolnavă, și supărată, și geanta se întorsese la mine și am sunat din nou și pl am plâns la telefon. Deci sunt traume. Uh, tot ce mi-au spus e: Îmi pare rău. Atât. Deci asta a fost tot. Nu am primit uh, un cod de reducere, nu am primit. Uh, Nimic. Absolut nimic. Am fost șocată de serviciul cu clienții dat fi faptul că acum ah, nu aș să-mi pună un covor roșu, dar toate s-au întâmplat din cauza lor. Ei nu au știut ce acte am nevoie. Tot eu am aflat de la DHL ce acte au nevoie ca eu să pot să returnez obiectul respectiv. Și le-am spus de la hai să schimbăm compania cu care trimit. Hai să trimitem o curea. Nu-mi trebuie dustbag, nu-mi trebuie punga aia. Trimitem o curea. Nu, deci nimic. Nu nu puteau să gândească sau să găsească o soluție în afara a ceea ce au învățat sau n-au învățat, nu știu. A fost foarte dezamăgitor și în trecut obișnuiam să comand în special în perioada sărbătorilor de Crăciun. De acolo sunt câteva jucării sau dulciuri care nu se găsesc aici și comandam de la ei. Nu o să mai comand pentru că e, e jenantă situația serviciu cu clienții și știu că nu e o problemă existențială, însă atunci când plătești niște bani, îți place să primești obiectul respectiv și fără atât de multe probleme. Și tot ce au putut să spună, nu m-a contactat niciodată un supervisor sau cineva să-și ceară scuze în mod oficial, nimic. Îmi pare rău. Hai să vedem cum rezolvăm asta, să trimit mail în 24 de ore și nu mi-l trimiteau. Deci, foarte, foarte urât. Ok, am terminat cu asta. Am reușit să returnez geanta. Și pe urmă, sincer, mi se cam luase de geanta respectivă pentru că eram gata. Deci atât de multă traumă, nu mai îmi trebuie geanta respectivă. Ca să-ți dau context, eu la începutul anului am văzut câteva din gențile mele, Kate Spade, ca să mai fac loc în dulap și ideea era că dacă vând câteva dintre ele, să investesc într-o altă piesă. O geantă scumpă nu-mi schimbă viața, nu mă face mai fericită, nu mă face mai frumoasă, nu mă face mai deșteaptă. Nu este o necesitate, pentru că am primit multe comentarii că e trist că asta -ți trebuie ție ca să fii fericită. Nu. Pur și simplu îți spun de pe acum. Dacă vrei să-ți cumperi un obiect de designer sau asta și crezi că te face fericită, nu e așa. <laughs> Îl ai, e, o, oh, o, oh, asta e fain și după care nivelul de fericire o să fie la fel ca și înainte de să-l cumperi. Deci nu asta te face fericită. Mi-am dorit să iau banii respectiv de pe agenții de Spade Pay și să investesc într-o altă chestie, într-o altă geantă. Geanta asta pe uh, site-ul Lanvan cred că e undeva la, pf, nu știu, dacă nu, 4.000-5.000 de dolari. Ceea ce eu nu o să dau pe geantă sau cel puțin nu pe geanta asta. La Selfridges, când am luat-o, era cu 3.200 de dolari. Și era un... Da, era mult mai accesibilă la preț decât 5.000 de dolari. Ei, pe urmă am găsit-o pe un alt site la reducere cu 1.000 de dolari mai ieftină, ca să fim transparenți acum, ca să nu... Tot e o sumă mare, însă nu sunt 4.000-5.000 de euro, că au fost comentarii că ai dat 5.000 de euro pe o geantă, Dumnezeule! Da, nu am dat 5.000 de euro pe geanta asta. Așa, asta este adevărul. Dacă ai nevoie de asta, să fim transparenți, cum să treaba. Și acum, am comandat-o de la un site de la care n-am mai comandat până acum, dar era la reducere, Luisa Luis via Roma. E un site, am verificat, care e pe bune și o aveau la reducere și am comandat-o. Acum să vedem, este pe bune geanta cu tot ce trebuie sau asta e traume 2.0 pentru Larisa. Acum pe bune, dacă tura asta, geanta nu e cum trebuie, chiar o trimit înapoi și am terminat cu ea. Nu mai vreau să mai aud. Deci fii atent, fii atent diferență deja între Selfridges și Louis Via Roma. Uite-te și tu, asta este diferența, deja. Aia a fost împachetată în niște pungi, așa, nu știu, niște hârtie din aia de, niște împachetate de cadouri, așa, pus acolo trântită. Deci, asta e diferența. Deja, 10 din 10. Acum să vedem dacă geanta este completă, că și asta contează, nu? Deci fii atent aici. Nici, nici nu am optat pentru să fie împachetată frumos, în cadou. Nu, pur și simplu ei așa au trimis -o. Și emoțiile sunt extraordinar de, de mari acum. E geanta completă aici sau nu? Aia a fost factura. Poate ar trebui să le trimit video sau celor de la Selfridges să le arăt, hei, așa se împachetează o geantă scumpă. Și asta era la reduceri, din nou, menționez. Oh, deci, oh, deja văd dust bag -ul. deci e un semn bun. deja facem progres. puncte în plus pentru cum au împachetat-o și că are dust bag. Că trebuie să mai aibă curia. Deci fii atent. Asta era experiența la care mă așteptam prima dată. Asta era experiența la care mă așteptam prima dată. Geanta știm cum arată, nu? Acum să vedem dacă e întreagă. Are curia! N-am fost în viața mea mai fericită să văd o curia decât acum. Are curia! Are curia! Doamnelor și domnilor, are curia! Deci da, asta e fericirea pe care trebuia să o am acum trei luni de zile. Oh! Acum mă gândesc, poate era fake. Eu nu știu că la aia zice aici sus la învan. ați zis voi câteva dintre voi că aveți geanta aia și că nu, ceva nu, ceva nu se popa la ea. Nu știu. Dar mie mi se pare că asta e... deci... Nu țin minte la ea să fi scris aici la învan, nu știu dacă o se vede. să observăm. Focusul din cauza luminilor trebuie să mă cresc pe cuvânt. Da. etichetă de la brand atașată, etichetă de la magazin atașată, hai să vedem în interior, să fim siguri că nu există nicio problemă. Îmi vine să plâng de fericire tura asta, pe bune acum. Da, este întreagă în interior, totul e bine. Și vine și cu... Pentru asta m-am chinuit 3 luni de zile. 3 luni de zile pentru asta. Pentru cureaua asta. Sunt unele de vânzare online. La mâna a doua. Știi, mă gândeam la un moment dat, să o iau la mâna a doua, dar chiar și la mâna a doua asta pe negru, era, cred că e una pe vestiar, dar e 3000 și ceva. Adică eu am cumpărat-o pe asta la reducere mai ieftină, nouă, decât uh, sunt pe vestiar. Oh, acum nu cred că o să primească 3000 pe ea, dar vânesc geanta asta de câțiva ani de zile și ăsta e cel mai bun preț. Adică ăsta e prețul care era la început când a apărut și am zis eu, o, lasă că o să aștept să se mai ieftinească, o să intre la reducere și n-a intrat toți anii ăștia. Și într-o final am găsit-o pentru că acum au mult mai multe culori și da, a intrat la reducere. Cred că sunt populare celelalte culori, dar fiind o geantă atât de scumpă, că până la urmă este scumpă. O, oh, a căzut eticheta, nu e nicio problemă că oricum o păstrez. Hai hmm. um. să-mi termin ce aveam de zis și pe urmă să și asta. Um. Mi-am pierdut ideea. Um fiind o geantă atât de scumpă, am vrut să fie într-o culoare, nu că negru merge cu tot, dar într-o culoare mai clasică. Știu că au și culori și pe roșu și pe roșu. Sunt frumoase și sunt mai accesibile la preț mai ușor de găsit. Am văzut una pe piersică, era la reducere, cred că tot pe acest site, sub 2000 de dolari. Dar îmi doream o culoare care să pot să o port mai, mai mult, în special în lunile de iar nu, știu, nu mi se pare neapărat o geantă de vară. Dacă ar fi într-o culoare cred că beige deschis, ar fi într-o culoare, uh, într-o culoare, ar fi o geantă de vară. Știu că Andreea Balaban și-a cumpărat geanta asta. Um, sincer că a apărut pe piață pentru prima dată, ei am trimis mesaj și i-am zis, hei, uite ce geanta a apărut și am am zis, așteptăm să intre la reducere. Știu că i-a așa cumpărat o și a fost mare scandalul pe internet atunci, că i-a venit cu mânerul oxidat, negru. Și uită. Și al meu nu e oxidat aici, dar e aici. E negru. Pe urmă multe persoane au zis că așa trebuie să fie pentru că îi dă ideea aia de vintage. Nu știu, nu mai țin minte, m-am uitat la videolii acum mult timp, dacă toată pisica era așa, dar la mine doar coada aici este și sub bărbie. Sincer, nu mă încumet să-i fac nimic, o să o las așa, dat fiind faptul că și geanta este neagră, nu mă deranjează. Dar da, are chestia asta aici sub bărbie. Nu știu dacă trebuie polișată sau ceva și nu i-au făcut asta, dar am geanta! Într-un final am geanta și vezi tot rău spre bine. Pentru că am am găsit-o mai ieftină decât cealaltă și aici scrie ceva la Anvan și cred că e adresa, poate, magazinului din Franța? Nu știu. Um, eu am fost și în magazin, că este magazin în, în LA, dar uh, când am fost eu să mi-o cumpăr, nu aveau pe negru și nu aveau decât roz și roșu. Și am zis că nu dau atât de mulți bani și era și peste 4.000 de dolari plus taxe. Um, nu dau pe o culoare în asta care nu o port chiar atât de des într-o geantă. Și doamna de acolo mi-a zis că pisica asta e... Doamna Lanvanu o avea la ea pe, pe, șemineu. Și de acolo e inspirată. Nu știu dacă a fost creată de ea, dar erau, cred că a zis, două, parcă două pisici din astea la ea pe șemineu. Și de acolo e inspirată geanta. Așa că hai să o... E sigură, nu o mai trimit înapoi. A fost și la preț bun, oh, mai ieftină decât cealaltă. A venit și toată întreagă și frumos împachetată. Uh, o să mult afacerea la cei de la uh, lui Savia Roma și renunț la Selfridges. Dar, na, ei nu vând ca și ceilalți cadouri de Crăciun și așa mai departe, dar uh, e un site care chiar îl recomand. Sunt, sunt, foarte plăcut, impresionată și cred că livrează și în România. Dar asta e tag și zice probabil că dacă îl detașezi, nu mai pot să mai returnez, dar nu e nicio problemă pentru că nu vrem să, eu și această geantă, nu vrem să ne despărțim. Da, a fost, a fost foarte multe emoții cu această geantă pentru că ideea era, am vrut să mi-o cumpăr, să fie înainte de ziua mea, să o am și să o am în călătoria din Hong Kong și Japonia. Nu s-a întâmplat așa, pentru m-am zis, lasă că o returnez și îmi trimit banii și o să-mi cumpăr una din Japonia. Dar nu am vrut să mă cumpăr, și bine am făcut că după aia trăiam chiar cu suspans, pentru că ziceam: dacă nu o să mai acceptă returul la geanta asta și pe urmă o să am două genți la fel. E chiar o risipă de bani și de resurse, și nu mi-am luat-o din, din Japonia. Pe urmă, am sperat că poate reușesc până de ziua mea să-mi cumpăr, nu s-a întâmplat, pe urmă chiar mi-a zis: nu-mi mai trebuie. Pe urmă mi-au intrat banii și am zis, nu, nu mă mai uit la asta, mi-au intrat returul, dar nu știu, eram așa, zic, hai mă, hai mai, o dată să mă mai uit să văd care sunt prețurile. Și când am văzut-o pe asta la reducere, zic, hai, ăsta e semnul, e ultima dată, pentru că am mai fost la prețuri mai bune, dat fiind faptul schimbul valutar, cum era tot pe Selfridges înainte, dar nu am cumpărat-o, am avut-o de multe ori în coș. Dar gata, suficientă vorbă despre această geantă, mi-am cumpărat-o, nu am dat toți banii din casă pe geantă, sunt fericită, dar sunt la fel de fericită ca și fără geanta asta. Cred că sunt mai fericită că s-a terminat cu bine. Nivelul meu de fericire în corp e același. În, în, în cap, în, în creier, e același ca și înainte. Dar e frumoasă, e ca și o piesă de, de artă pentru colecția mea de genți. O să port, că gențile mele le port. Asta am făcut, am văzut din genți pe care nu le purtam le-am le -am vândut și cred că mai am câteva care o să le pun pe internet și să le vând. Cele pe care nu le port suficient de des ca să fac loc pentru altele și ca să nu țin risipă. Și anul ăsta am fost destul de, adică mult mai ok decât în anii trecuți. Mi-am cumpărat, asta e a treia geantă, știu că e iunie, dar eu care îmi cumpăram una, două, trei genți pe lună sau când intrau în la Kate Spade era, mă, trebuie să le am sau chiar și la mâna a doua, nu mi a cumpărat nicio geantă. Uh, da, mi-am cumpărat un... am primit una de la Kate Spade de la băieți mi-am cumpărat de ziua mea cea cu lăcrămioare și asta este a treia. Deci cu tot ce am primit și cu tot ce mi-am cumpărat sunt trei genți. Nu? Că mai și primeam de la John de Uh, ziua mea foarte multe genți și anul ăsta nu am cerut genți, nu, nimic, așa că am fost, uh, a fost mai cuminte, să numim așa. Uh, dar da, încerc să iau doar piese care chiar le port și pe care mi le-am dorit. De exemplu, asta mi-am mi dorit-o foarte, foarte mult timp. Asta e un fel de cum unele fete își doresc Chanel, geanta Chanel. Eu nu-mi doresc asta pentru că mi se pare că e mult prea, mult prea mult prea mult, adică foarte multă lume are și sunt foarte multe fake-uri. Asta m-a așteptat la început cu geanta asta, era să poate intră și la reducere, dar și să văd dacă devine geanta sezonului sau momentului, pentru că sunt multe genți care devin geanta verii, brandul veri, și așa mai departe, și până toată lumea o are. Și te plictisești doar să o vezi la alte persoane, dar îmi te suporți tu. Sau cel puțin asta e în cazul meu. Și am așteptat să văd dacă geanta asta devine geanta momentului. Nu a devenit și nu cred că o să mai devină de acum, pentru că deja e pe piață de, de, de ceva timp și acum este a mea. Știu că e, sunt persoane care o au, că doar nu sunt doar eu care o am, dar nu este la fel de des întâlnită precum o geantă Chanel, pe care toată lumea și-o dorește, sau precum o geantă de la Bottega, că Bottega a fost geanta sau brandul momentului ceva timp. da, așa că asta e Chanelul meu. Nu visez la Chanel, la asta am visat și o am acum, sunt fericită. Sper că ți-a plăcut videoul, că am încheiat Toată povestea asta cu un final fericit. Avem un final fericit. Ei! Um, mulțumesc că mi-ai fost alături, mulțumesc că m ai încurajat pe parcursul returului și că tot timpul mi-ai mi trimis mesaje sau comentarii și hei, ce s-a întâmplat cu geanta. Și nu am mai vrut, am mai pomenit de geanta de câteva ori în vloguri, dar am vrut să fac așa un, o încheiere și mă gândeam să o fac cu toate videurile pe care le am cu conversațiile cu cei de la Selfridges, dar avem un final mai fericit pentru că am găsit-o la reducere și am cumpărat-o și asta e încheierea, prefer să închei pe o notă pozitivă decât pe una negativă și nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și ne vedem data viitoare. Ah, trebuie să o port acum, nu știu, trebuie să crezi o ținută, să o scot afară.